Bine v-am regăsit, dragi copii! Sunt Claudia și astăzi voi citi pentru voi povestea unui om leneș, autor Ion Creangă. Ci că era odată, într-un sat, un om grozav de leneș. De leneș ce era, nici îmbucătura din gură nu-și omesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure, pentru a nu mai da pildă de lenevire și altora. Și așa se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului, îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi, ca pe un butuc nesimțitor, și hai cu dânsul la locul de spânzurătoare. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură, în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care semăna a fi bolnav, întrebă cu milă pe cei doi țărani zicând: "Oameni buni, se vede că omul cel din car e bolnav, sărmanul, și îl duceți la vreo doctoraie undeva să se caute." "Ba nu, cucoană," răspunse unul dintre țărani, "să ierte cinstita fața dumneavoastră, dar aista e un leneș care nu credem să mai fie având păreche în lume și îl ducem la spânzurătoare ca să curățim satul d-un trândav." "Alei, oameni buni," zise cucoana înfiorându-se, "păcat sărmanul să moară ca un câine fără de lege. Mai bine duceți-l la moșie la mine. Iacă-tă curtea pe costișa aceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi. Ia, așa pentru împrejurări grele, Doamne ferește. A mâncat la posmagi și a trăit și el pe lângă casa mea. Că doar știu că nu m-a mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Dă, suntem datori a ne ajuta unii pe alții." "Ia auzi, măi, leneșule, ce spune cucoana, că te-a pune la coteț într-un hambar cu posmagi," zise unul dintre săteni. "Ia ca peste ce noroc ai dat, bată-te-ar întunerecul să te bată, uriciunea oamenilor. Să-i dă grabă din car și mulțămește cucoanei că te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug luându-te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-ți dăm sopon și frânghie, iar cucoana, cu bunătatea dumisale, îți dă adăpost și posmagi, să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și puie cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor. Mare minune-i asta! Dar tot de noroc să se plângă cineva. Bine a mai zis cine a zis că boiară și caii mănâncă. Hai, dă răspuns cucoanei, ori așa, ori așa, că n-are vreme de stat la vorbă cu noi." "Dar muieți-s posmagii," zise atunci leneșul cu jumătate de gură, fără să se cârnească din loc. "Ce-a zis?" întrebă cucoana pe săteni. "Ce să zică, milostivă cucoană," răspunde unul. "Ia, întreabă, că muieți-s posmagii?" "Vai de mine și de mine," zise cucoana cu mirare, "încă asta n-am auzit, dar el nu poate să-și moaie?" "Auzi, măi, leneșule, te prind să moi posmagii singur, orba?" "Ba," răspunse leneșul, "trageți mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru asta pustie de gură?" Atunci unul dintre săteni zise cucoanei: "Bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, dar degeaba mai voiți a strica orzul pe gâște. Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare numai așa, de flor de cuc, să-i luăm năravul. Cum chitiți? Un sat întreg n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată face din trânsul ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea-i împărăteasă mare. Ce-ți bați capul?"
Cucoana atunci, cu toată bunăvoința ce avea, se lăhămetește și de binefacere și de tot, zicând: oameni buni, faceți dar cum va lumina Dumnezeu. Iar sătenii duc pe Leneș la locul cuvenit și îi fac felul. Și iacă așa a scăpat și Leneșul acela de săteni și sătenii aceia de dânsul. Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă mâna și îi ține cureaua. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Eu vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare cu o nouă și frumoasă poveste.